Onorată asistență, stimați invitați, din partea echipei proiectului Stimularea angajamentului Republicii Moldova în știință deschisă, suport metodologic și aplicativ, dar și din partea organizatorilor Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și Universitatea de Stat din Moldova, vă salutăm în incinta Centrului MediaCore. Și sperăm că această întrunire a noastră, în cadrul Conferinței Științifice Naționale Știința Deschisă în Republica Moldova, va fi benefică pentru discuții cu privire la viitorul științei și științei deschise în Republica Moldova. Pentru început aș vrea să menționez câteva cuvinte privire la proiectul care este în desfășurare și în cadrul căruia se desfășoară acest eveniment. Este vorba de proiectul deja menționat, Stimularea angajamentului Republicii Moldova în știința deschisă, suport metodologic și aplicativ, gestionat de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și care a fost selectat în cadrul ofertei de soluții privind promovarea conceptului de știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniul cercetării și inovării, pe lângă alte nouă proiecte selectate de către experții Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare. Acest proiect și-a stabilit o serie de obiective, printre care stabilirea situației actuale a științei deschise în Republica Moldova prin prisma inițiativelor cadrului național existent și bunelor practici internaționale, dezvoltarea unui cadru conceptual pentru promovarea științei deschise la nivel național și instituțional, dar și oferirea unui suport științifico-practic autorităților și instituțiilor pentru implementarea conceptului științei deschise. În cadrul proiectului, noi am realizat mai multe studii care vor fi puse în acces deschis la finele acestui proiect. Este vorba de studii analitice privind practicile europene de dezvoltare a cadrului de politici privind știința deschisă, analiza politicilor privind accesul deschis, dar și analiza politicilor naționale și europene privind datele de cercetare. De asemenea, am organizat câteva ateliere de instruire pentru cercetători, cadre științifico-didactice, care au fost desfășurate, organizate în parteneriat de IDSI și Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Tersteviteanu din Moldova, și Universitatea Tehnică a Moldovei. Dar iată că acest eveniment de amploare în cadrul proiectului Știința Științifică Națională Științifică este organizată în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova. Și sperăm că acest dialog pe care noi o să-l purtăm în cadrul întrunirilor, atât în ședința în plen, cât și secțiunile care se vor desfășura astăzi și mâine, vor fi benefice, după cum am spus eu, pentru dezvoltarea atât a cadrului de politici la nivel național, dar și la nivel de instituții. În același timp, va sensibiliza comunitatea științifică națională pentru aplicarea și promovarea practicilor științei deschise în Republica Moldova. De asemenea, țin să menționez că acest eveniment se desfășoară în cadrul Săptămânii Internaționale Accesului Deschis, care se organizează anual, începând cu anul 2008. Republica Moldova a devenit partener și organizează evenimente în cadrul acestei săptămâni internaționale, începând cu anul 2009. Astfel că avem deja anumite tradiții și cred că nu întâmplător și această conferință a fost organizată anume în cadrul acestei săptămâni, care se organizează în ultima săptămână de plină a lunii octombrie. Ne bucurăm că acest eveniment al nostru a fost apreciat prin prezența la acest for științific de către diferite persoanele din cadrul autorităților naționale, instituțiilor de cercetare. Și pentru a spune câteva cuvinte de bun venit, dar și să aprecieze necesitatea științei deschise activităților și practicilor pe care trebuie să le dezvoltăm în Republica Moldova,
Îi ofer cuvântul domnului secretar de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, domnului Gheorghe Cucereanu. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur foarte mult să mă am aici pentru colegi și prieteni și toți cei care susțin știința deschisă în Republica Moldova. Mulțumesc pentru invitația adresată Ministerului Educației și Cercetării. Salut toți participanții la conferință și le doresc mult succes. În ultima perioadă, Republica Moldova a fost întreprins mai multe acțiuni de știință deschisă, mai ales datorită implicării bibliotecilor, universităților, instituțiilor de dezvoltare și societății internaționale. În acest sens nu pot să menționez instrumentul de brevete național, care, de fapt, este, în opinia mea, expresia cea mai vie a utilității științei deschise în Republica Moldova. Au fost, au sunt realizate un șir de proiecte internaționale și naționale, ultimele ca urmare a conferinței desfășurate de către ANACEP, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, care a fost selectat proiectul, unul din care organizează această conferință. În unele documente de politici sunt prevederi care stimulează științele deschise, spre exemplu, Programul Național de Cercetare și Inovare, sau pe foaia de parcurs pentru integrarea ELEA, care s-a finalizat în anul trecut. Există cerința privind publicarea rezultatelor obținute în urma realizării proiectelor de cercetare în acel deschis, prevedere care este în metodologie de finanțare în proiecte și, și se include și în contractul pe care le semnează cei care realizează proiecte. Două universități au produs cursuri de știință deschisă. Mai sunt și altele, acestea doar sunt câteva, cu siguranță în cadrul conferinței vor fi detaliate din aceste și alte acțiuni care vin în sprijinul politicii deschise în Republica Moldova. Acum însă se simte și mai mult necesitatea ca toate aceste eforturi să fie consolidate într-o mișcare a științei deschise în Republica Moldova, deoarece unele din ele erau izolate, nu totdeauna sunt coordonate între ele. Știința deschisă presupune și politici de cercetare deschise și coerente, care să fie elaborate cu participarea tuturor actorilor și să fie bazate pe dovezi științifice. Eu contez pe toți cei prezenți aici, care sunt de fapt promotori științei deschise în Republica Moldova, să se implice în formularea politicilor ministerului și să fie agenți unor politici ai științei deschise. Elaborarea următorului program național în domeniul cercetării și inovării 2004-2007 ne oferă așa posibilitate să integrăm politica științei deschise în politica generală a științei Republica Moldova. Așa că vă invit pe toți ca să fiți parte activă a acestui proces. Eu cred că Republica Moldova are nevoie de știință deschisă, dar care să fie adaptată sistemic și inteligent la condițiile existente în Republica Moldova. În acest sens, această conferință este o platformă excelentă de discuții pentru a vedea care elemente de știință deschisă sunt prioritare pentru Republica Moldova și cum să le promovăm. Aștept ca rezultatele prezentate în cadrul conferinței și comunicarea pe care sper că o vom avea ulterior să contribuie la dezvoltarea unei științe caracterizate prin transparență, deschidere, integritate și utilitate. Vă mulțumesc! Mulțumim, stimate domnule Cucereanu. Într-adevăr, susținerea Ministerului foarte mult contează și documentele pe care le va elabora Ministerul vor conta pentru implementarea practicilor științei deschise în diferite instituții de cercetare de învățământ superior din Republica Moldova. Aș vrea să menționez că foarte mult contează susținerea comunității științifice și menționez în acest sens că Academia de Științe a Moldovei a avut câteva inițiative semnate și înaintate de către Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei. Și ne pare bine că Academia de Știință a Moldovei susține practicile și inițiativele științei deschise și vrea să le promoveze și să le susțină în Republica Moldova. O invităm cu un mesaj de salut pe doamna membru corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. Стимать пожилищ.
subiectele ce urmează să fie discutate în cadrul acestei conferințe, care se află în cea de-a doua ediție, sunt de o importanță vitală, nu doar pentru cercetători, dar și pentru toată omenirea. Am îndrăzneală să fac această afirmație, bazându-mă pe exemplele recente de o deschidere inedită, de o colaborare multilaterală în combaterea pandemiei COVID-19. Dacă nu era știința deschisă, dacă nu era această colaborare, poate nu se salvau viețile a milioane de oameni. Și acest exemplu cred că este foarte grăitor în favoarea Imperiului pentru Știința Deschisă. Consiliul Internațional pentru Știință, o organizație care întrunește sub echipa sa peste 200 de instituții de cercetare din toată lumea, a zice, de pe toate continentele populate și din care Academia de Știință a Europei face parte, la adunarea generală din anul trecut, a adoptat 8 principii ale științei deschise. Și acum, recent, în 4 săptămâni, științe deschise, după cum a menționat și doamna profesor, a reiterat aceste principii care împac în par foarte importante și o să citez câteva din ele. În primul rând este subliniată necesitatea existenței unui acces deschis universal la arhiva științei, atât pentru autori cât și pentru cititori, fără bariere în calea participării, în special cele bazate pe aspecte financiare, privilegii instituționale, cel de-al doilea principiu spune că publicații de științifice ar trebui să aibă licențe deschise care să permită reutilizarea și extragerea de texte și date. De asemenea, se pledează pentru faptul că datele și observațiile pe care se bazează o afirmație de adevărul publicației științifice trebuie să fie și ele în acces deschis pentru a putea fi reutilizate, verificate și acest aspect al datelor și metadatelor este unul foarte important, este încă foarte puțin dezvoltat. Dacă un cercetător încă mai acceptă acces deschis să fie publicat în lucrare, mai greu își dă acordul pentru aceea ca să-și publice datele, experimentele sau cercetării aplicative pe care au făcut-o. De asemenea, se pledează pentru faptul ca registrul tuturor cu acest deschis să fie construit și păstrat în așa mod ca să fie acces la aceste lucrări, la aceste rezultate și pentru generațiile de sistemele de publicare ar trebui să fie concepute astfel încât să se adapteze continuu la noile oportunități de schimbare genetică. Și ultimul din aceste principii spune că guvernanța proceselor de diseminare a cunoștințelor științifice ar trebui să fie responsabilă în fața comunității științifice. Am ferma convingere că prin cercetările care dumneavoastră le desfășurați prin această conferință, Republica Moldova își va consemna contribuția în realizarea și dezvoltarea acestui principiu. Vă doresc un schimb propus de opinii, o colaborare sau o fortificare a colaborării în acest domeniu, în cadrul conferinței și în cadrul proiectului dumneavoastră. Mult succes! Vă mulțumesc! Doamnă vicepreședinte Academiei de Științe. Contăm și în continuare pe susținerea Academiei de Științe și a Prezidiumului și a membrilor Academiei în promovarea
științe deschise și aplicarea practicilor științei deschise în, în realitate, în, în practica de cercetare. După cum am menționat, acest proiect se desfășoară în cadrul ofertei de soluții care a fost lansată de către Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare și evident că fără susținerea financiară oferită din partea acestui actor important pe segmentul cercetare, dezvoltare, inovare în Republica Moldova, nu ar fi posibil realizarea acestui proiect, dar, către, dar desigur și altor proiecte care sunt finanțate din bugetul de stat. Îl invităm în scenă pe domnul director general interimar al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, domnul Vadim Iațchenci. Bună ziua, stimați domni, stimate doamne! Mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. Deci, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare contribuie la promovarea conceptului de știință deschisă în Republica Moldova, astfel că agenția este membru al asociației EOSC, European Open Science Cloud. Deci, și reprezentăm Republica Moldova în această asociație. Această poziție presupune o gamă largă de oportunități pentru sistemul de cercetare al țării, dar și responsabilități, fiindcă în calitate de membru noi, ca și ceilalți state membri, participăm în dezvoltarea politicilor EOSC la nivel european. De aceea, deci, conlucrăm cu Ministerul Educației și Cercetării în vederea politicilor a naționale armonierea acestora cu politicile europene în domeniul științei deschise și îndemnăm organizațiile de cercetare să conlucreze cu noi în acest sens pentru ca să ne integrăm mai repede în spațiul european cu știința deschisă din Republica Moldova. Deci, totodată, referitor la concursul despre care s-a vorbit, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, cu suportul programului Orizont 2020, în anul 2021 a lansat în premieră un concurs cu denumirea oferte de știință deschisă, promovarea acestui concept în Republica Moldova. Deci aceste proiecte se implementează în perioada 2021-2023, avem 10 proiecte în curs de finanțare. Deci, cum s-a menționat, această conferință este în cadrul unului din proiecte. Pe parcursul conferinței o să aveți ocazia să aflați despre celelalte proiecte care se implementează în cadrul acestui concurs și rezultatele obținute în aceste proiecte. Și noi îndemnăm pe toți beneficiarii acestor proiecte să realizeze proiectele cu succes și să vină cu rezultate concrete pentru promovarea conceptului de știință deschisă în Republica Moldova. Deci, respectiv, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în conlucrare cu Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, universitățile care participă în proiectul Erasmus Plus Minevra, probabil cunoașteți, sunt Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică, Universitatea de Medicină. Deci, practic, noi îndemnăm toți acești actori și asociația RENAM, deci, alte instituții interesate în promovarea științei deschise, îndemnăm la o colaborare activă pentru ca să utilizăm toate aceste posibilități pe care ne oferă nouă EOSC-ul. Și, deci, să devenim beneficiari și furnizori de date, de rezultate ale științei deschise. Cu aceasta vă mulțumesc și ne doresc tuturor un eveniment reușit. Vorbim despre accesul deschis la publicații și date de cercetare, evident, vrem sau nu vrem, facem referință la dreptul de autor și drepturile conexe, la datele de caracter personal și atunci când este vorba de modificare politicilor, legislației la nivel de țară,
privire la promovare sau aplicare practicilor științei deschise, inevitabil, este nevoie de a face anumite modificări și ajustări în cadrul legal, inclusiv ce ține de dreptul de autor și dreptul de conexie. În așa fel, noi nu putem să opolim agenția de proprietate intelectuală din Republica Moldova, pentru că și cercetătorii și autoritățile, managerii trebuie să cunoască acele drepturi pe care le oferă legislația, dar și care drepturi le au cei care utilizează datele, publicațiile în acces deschis. Îl invităm în scenă pe domnul Andrei Popa, vice-director al Agenției de Proprietate Intelectuală din Moldova. Bună ziua! Stimate domnule secretar de stat, doamnă vicepreședintele, domnul director, doamnă profesor Țurcan, domnul director Cojocaru, vă mulțumesc pentru invitație. Am deosebită plăcere să mă aflu printre voi, printre elita mediului academic, inclusiv al cercetării. Doamna profesor a menționat despre domeniul dreptului de autor, care ar fi probabil cel mai interesant pentru dumneavoastră și drepturile conexe. Într-adevăr, este foarte important, în special acum când Moldova a devenit membru candidat al Uniunii Europene și vom avea acces la foarte multe programe de finanțare, inclusiv a domeniului cercetării, este foarte important ca și drepturile dumneavoastră să fie respectate, adică mă refer la rezultatele cercetării. De aceea pot să anunț cu mândrie că în această lună a intrat în vigoare noua lege privind dreptul de autor și drepturile conexe, care a fost implementate directivele Uniunii Europene în domeniul dreptului de autor și drepturile conexe. De aceea, pe partea ce ține de dreptul de autor și drepturile conexe, noi suntem gata de a fi membri a Uniunii Europene. Însă nu trebuie să ne limităm doar la dreptul de autor și drepturile conexe. Pentru că este foarte important ca cercetările să fie efectuate nu doar de dragul cercetării. Cercetările, în special rezultatele cercetării, trebuie să fie implementate. Deci este foarte important ca această platformă să stimuleze o comunicare mai eficientă între toți actorii implicați într acest sistem. Și este foarte important ca cercetătorii să analizeze care sunt solicitările pieței, care este cererea, pentru ca rezultatele cercetării să nu stea pe un raft, dar să fie implementate. Să fie implementate în practică, pentru că aceasta va aduce inclusiv și bunăstarea cercetătorilor. Spuneam la diverse întâlniri cu inventatorii din Republica Moldova, întrebam de ce noi trăim mai prost, mă refer la inventatori, decât ceilalți din alte state. Suntem oare mai puțin creativi? Nu, nici de cum. Noi, în comunicare cu ei, am ajuns la concluzia că probabil nu există o comunicare eficientă între inventatori, între mediul academic și business. Pentru că trebuie să cercetăm necesitățile, cerințele business-ului și nu doar mă refer la rezultatele cercetării care pot fi implementate printr-un brevet de invenții, inclusiv și rezultatele cercetării în științele fundamentale, pentru că sunt un șir de domenii solicitate de către piață, inclusiv mă refer la științele fundamentale. De ce încurajez
inițiativa domnului profesor, domnului profesor Țurcan și domnului director Cojocaru. Avem nevoie de astfel de evenimente pentru a comunica, a comunica cât mai mult și a găsi soluții. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Încurajez toți cei invitați să se implice activ în dezbaterile acestei conferințe. Vă mulțumesc! Având în vedere, desigur, că în primul rând legea pe care ați menționat-o dumneavoastră. Ne bucurăm că a reușit totuși să vină la evenimentul nostru, de la altă conferință, domnul viceprim-ministru pentru digitizare, domnul Iuri Țurcan. Este remarcat acest eveniment pentru că vorbim despre transformarea pe segmentul științei deschise, ne bazăm, desigur, pe tehnologii digitale, dar și vorbim despre deschiderea datelor de cercetare, ceea ce este domeniul de responsabilitate a domnului viceministru. Stimați prieteni, doamnă și domnule, mulțumesc frumos pentru invitația la acest eveniment. Nu puteam să omit acest eveniment, nu vreau să mă salut cu comunitatea de cercetători, comunitatea de inovatori, cei care sunt în avangarda științei în Republica Moldova, și să nu transmit acest mesaj de mulțumire, în primul rând, și de dorință de a face un front comun al alinierii în ceea ce urmează să facem noi ca națiune. Să ne modernizăm țara noastră așa cum ne dorim foarte mult și așa cum ne presupunem și parcursul european care, la care subsemnăm cu toții. Știți foarte bine că în iunie acest an, țara noastră a primit niște perspective clare de integrare europeană, pe care noi le considerăm o prioritate națională. Noi ne dorim un stat prosper, ne dorim un stat modern, un stat dezvoltat, unul care să ne mândrim, un loc unde să dorim să trăim, unde să trăim niște locuri de muncă foarte bine plătite și bazate pe o economie bazată pe cunoștință și nu neapărat bazat pe niște tradiții de milenii care vedem noi că cumva ne joacă fiesta în aceste timpuri. De aceea, această dezvoltare nu poate fi făcută fără știință, fără cooperare în domeniul științei, fără o conlucrare și o interoperabilitate în tot ceea ce înseamnă rezultate științifice și proiectul pe care dumneavoastră îl gestionați, această activitate, este absolută, în absolută aliniere cu tot ceea ce ne dorim noi ca țară. Noi, pe dimensiunea de digitalizare, evident, ne-am trasat ca prioritate să dezvoltăm servicii publice, servicii publice calitative. Nu ne mai dorim să stăm în rânduri interminabile cu aducerea unei hârtii de la un ghișeu la altul. Nu mai vrem procesele astea administrative atât de greoaie și atât de neinspirate și de multe ori nu se bazează pe niște date obiective, dar se bazează pe niște presupuneri, pe niște ghicitori, așa, dacă să vorbim, să le furăm vorbele clasice în viață. Ne dorim lucruri obiective, ne dorim niște decizii foarte bine argumentate, inspirate, bazate pe știință și nu bazate pe altceva. Eu mai sunt încă sub impresiile unei viziți de studiu, care am avut onoarea să fac parte din această o delegație mai extinsă, în care erau și reprezentanți din guvern, erau reprezentanți din mediul academic, mediul universitar, și din sectorul privat. Deci am format o echipă mai extinsă, am fost în țările baltice câteva săptămâni în urmă, și trebuie să mărturisesc că în Letonia, de exemplu, am avut 3 zile acolo. În toate 3 zile am vorbit cu diferite organizații. În prima zi cu organizații guvernamentale din Estonia, sorry, din Letonia. În altă zi cu organizațiile universitare și cu comunitatea de cercetare și cu cei din mediul de afaceri. Și trebuie să vă mărturisesc că mi-am găsit acolo cheia
și sau dezvodământul succesului acestor țări. Toți vorbeau în aceeași termeni despre aceleași priorități, despre aceleași perspective, despre aceleași proiecte și ne-am dat seama că acea liniere pe care o au ei pe toate sectoarele, în jurul acelorași valori naționale, noi nu avem deocamdată și trebuie să o cultivăm la noi. Dacă dorim să avem același succes ca și țările baltice care au făcut niște pași gigantici în a progresa într-o țetă care au state moderne. De aceea, în fața dumneavoastră, astăzi, vă declar toată deschiderea și toată dedicația unei cooperări mult mai intense, comunitatea de cercetare. Ne dorim datele și rezultatele pe care dumneavoastră le produceți, fie cunoscute și interoperabile și valorificate ca derivate de alți cercetători sau cel mai bine ar fi inclusiv să fie preluate de comunitatea de dezvoltatori care vă putea pune în practică și vă putea să ajute economia țării să valorifice aceste rezultate științifice. Ne dorim multe date, cum spuneam, ne dorim o inteligență artificială care, fără date, nu poate să existe, fiindcă modelele de inteligență artificială la care noi tindem foarte mult și deja nu mai este, dacă poate cineva încă mai trăiește cu gândul, sentimentul că inteligența artificială este domeniul orizontului sau a viitorului îndepărtat. Nu mai este așa. Deci foarte multe companii, foarte multe guverne deja substituie mult lucru manual cu inteligența artificială, dar cuvântul cheie în această situație sunt datele, informațiile partajate, comunicate, reutilizate. De aceea, reiterez, o să aliniem toate instituțiile și toate sectoarele în jurul acestor platforme de comunicare pe care dumneavoastră cu un regis cu atâta silință, cu atâta efort și vă mulțumesc mult pentru asta. Domnule director, vă mulțumesc în mod deosebit pentru acele consultații, acele sfaturi pe care noi întotdeauna am știut să le împărtășim și să le cultivăm. Și toată echipa de digitalizare este împreună astăzi cu echipa de cercetători. Vă mulțumesc frumos încă o dată pentru această oportunitate de a veni cu acest mesaj în fața dumneavoastră și să mergem împreună, conectați, pentru o națiune mai digitală. Mulțumesc! Anumiți pași pe segmentul transformării digitale și deschiderii datelor publice, dar avem de făcut și de realizat mult mai mult. Atât în ceea ce privește aprobarea unor documente de politici, aprobarea unor standarde ca să putem face aceste date interoperabile, să creăm anumite depozite digitale pentru ca comunitatea, statul, societatea să aibă acces la rezultatele cercetărilor științifice. Acest eveniment nu ar fi putut avea loc dacă Universitatea de Stat nu s-ar fi încadrat în organizare și nu ne-ar fi oferit posibilitățile utilizării spațiilor universității. Totodată vreau să menționez că atât Universitatea de Stat din Moldova, cât și alte instituții de învățământ superior, practic au fost primele instituții din Republica Moldova care au început să aprobe politici instituționale privind accesul deschis la publicații și mai târziu unele dintre acestea au aprobat deja și strategii instituționale privind știința deschisă. Evident că Universitatea de Stat din Moldova are anumite succese pe acest segment, atât în ceea ce privește crearea anumitor resurse și prestarea serviciilor privind accesul deschis și știința deschisă. Din partea administrației Universității de Stat din Moldova, la evenimentul nostru este prezentă doamna profesor Georgeta Stepanov, președintele Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova. Vă invităm! Onorați oaspeți,
stimați organizatori și participanți la conferința științifică națională Știința deschisă în Republica Moldova, în numele rectorului Universității de Stat din Moldova, domnului Igor Șarov, doctor conferențiar universitar, vă salut și vă zic bun venit la Universitatea de Stat din Moldova, instituție care în circumstanțele de moment, pe drept cuvânt, poate fi numită templu al științei autohtone, instituție care deține multiple frumoase și vechi tradiții de cercetare, instituție care tinde să mențină și să extindă cultura cercetării autohtone și să asigure proceselor de cercetare o calitate înaltă, așa încât ele să fie posibile să se realizeze la standardele internaționale. Aceste deziderate, demne de prestigiu unui mediu academic consacrat, așa precum este la Universitatea de Stat din Moldova, consonează extrem de reușit cu obiectivele strategice ale științei deschise, care orientează cercetarea spre valorificarea plenară a tehnologiilor informaționale și a noilor instrumente de colaborare, precum și spre diversificarea căilor de diseminare a rezultatelor științifice. Ori această paradigmă de cercetare promovează ideea organizării cercetării pe bază de cooperare, ajustarea proceselor de cercetare la necesitățile vitale ale omenirii și implementarea la scară largă a rezultatelor cercetării în practica socială și economică. În acest context, conferința științifică de astăzi este pe cât de actuală, pe atât de utilă pentru întreaga comunitate de cercetători din Republica Moldova, pentru că își propune să readucă pe agenda publică subiectele legate de diseminarea rezultatelor cercetării și de transferul de cunoștințe dintr-un mediu academic înalt, de la o generație de cercetători la alta, de la un sistem la altul, și să ia în dezbatere problemele contemporane privind internaționalizarea științelor naționale și localizarea acestora în palmarezul științific european și internațional. Cu siguranță, lucrările prezente și prezentate în cadrul acestui forum științific vor contribui la o mai bună înțelegere a fundamentelor politicii științei deschise, vor determina conștientizarea importanței implementării practicilor științei deschise, vor facilita dezvoltarea și mai departe a culturii cercetării și a integrității științifice a cercetătorilor. Într-un cuvânt, acestea vor oferi răspunsuri la multe dintre întrebările care frământă astăzi cercetătorii autohtoni și cu siguranță vor proiecta noi modalități de realizare a cercetării și de organizare a științei autohtone. Faptul că suntem în această zi împreună denotă o afinitate, o comuniune de gânduri și de idei îndreptate spre dezvoltarea științei naționale și internaționale, denotă o atitudine de pietate față de oamenii de știință, care în prezent sunt principalii catalizatori ai progresului, spiritualității și prosperității umane. Dragi colegi, dați-mi voie să-mi exprim în alta considerație și apreciere față de organizatorii acestui eveniment, în special față de doamna profesor Țurcanu, care și-a dedicat activitatea în ultimii ani pentru prosperarea acestui segment, iar participanților să le urez mult succes, să le urez inspirație și să aibă foloase din această activitate. Dragi cercetători, vă doresc sănătate, realizări pe potriva eforturilor, recunoștință și să trăiți din plin bucuria împlinirilor științifice. Într-un ceas bun! Continua
această tradiție de a fi flagma învățământului superior de Republica Moldova, inclusiv și de segmentul practicilor științei deschise, dezvoltarea serviciilor și resurselor pentru cercetători, pentru comunitatea științifică din Republica Moldova, dar și pentru întreaga societate. Îl invit în scenă pe domnul director Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, acest institut fiind inițiatorul mișcării științei deschise în Republica Moldova. În anul 2018, în cadrul unui proiect gestionat de IDSI, a fost organizată prima conferință științifică internațională, națională știință deschisă în Republica Moldova. S-a întâmplat aceasta în anul 2018. Planurile noastre au fost înainte. Am crezut că vom putea organiza astfel de evenimente anual sau poate o dată la 2 ani. Dar iată că au fost anumite circunstanțe care ne-au împiedicat realizarea acestor gânduri și intenții ale noastre. Dar iată că datorită acestui proiect gestionat de către IDSI, avem fericită ocazie să ne întâlnim în cadrul acestei platforme și să punem în discuție mai multe proiecte, intenții ale noastre, atât la nivel, de nivel național, cât și instituțional. Aș vrea de asemenea să menționez că IDSI-ul este acea instituție care, de fapt, a creat prima resursă națională de acces deschis la publicații ale cercetătorilor din Republica Moldova. Și vorbesc despre instrumentul bibliometric național, pe care o să o pomenim astăzi de mai multe ori. Vă rog! Eu vreau să mulțumesc, în primul rând, reprezentanților oficiali ale statului, domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, este un mare pentru noi, recunosc că este unica persoană din toți oficialii care am avut ocazia din 2007 până în prezent să răspunde și post-eveniment să mă întrebe cum are loc și cum a derulat evenimentul. Nu doar până la nivel vorbim de toate indiferent de agenda care este foarte încăcată. Doar pe segmentul evenimente științifice de Republica Moldova, grație unui alt proiect finanțat de ANCD, care a creat o platformă unică privind evidența evenimentelor științifice de Republica Moldova, putem spune că acum au loc în paralel 8 evenimente științifice, dintre care 4 au tangențe directe cu cuvântul digital. Au cățeni și de clasa viitorilor și de la Academia de Studii Economice și alte 4 tot au tangențe, chiar dacă sunt din domeniul arheologiei, istoriei, promovează elementele accesului ale științei deschise. Evenimentele sunt transmise online pentru a permite întregii comunități pentru a avea acces la aceste resurse. Privind această imagine, mi-am dat seama, de fapt, din prima dată când s-a propus un design al cărții, am căutat să văd ce propun. Și dacă o să ne uităm pe site-ul Yegov, o să vedem o imagine similară. De fapt, tot este element al deschiderii. Este o imagine gratuită, ca și specialiștii agenției de guvernare, cât și ai noștri, i-au atras ceva. Iar acum mi-am dat seama că, de fapt, în tot procesul ăsta de deschidere, de transformare digitală a Republicii Moldova, ar fi bine în centru să fie știința deschisă. De ce? Deoarece plus valoarea adăugată pe termen mediu și lung o pot avea factorul uman. Adică cercetătorii, oamenii de știință, nu neapărat să fie cercetori în sine, dar și cei care lucrează în companiile, care își dedică sufletul pentru a realiza ceva în această țară. Ori astfel de oameni noi avem foarte și foarte mulți care trebuie să se implice. Mă bucur foarte mult că avem și reprezentanțe Ministerul Educației și Cercetării, Academiei de Științe, Agenției de Cercetare Dezvoltare și Agenției al AGP, deoarece astea sunt, de fapt, actorii de bază, plus ANACEC-ul, domnul Șureanu a plecat de la ANACEC și probabil că ANACEC-ul nu și-a revenit pentru a promova, dar avem domnul Minciună, care este un promotor născut al științei deschise, cel care, de fapt, ne ghidează cum să folosim instrumentele acestea deschise pentru creșterea calității. Am fost foarte naiv când domnul Foșuleanu lucra la strategia Moldova Digital 2020 și l-am crezut pe cinste când se crea documentele, l-am atras în institut,
Și era un program, un anchet, program, conținut digital științific, 100% să fie conținut științific. Și atunci, la invitația noastră a Institutului, am zis, hai să o facem. Și acum avem 100% de conținut științific în format digital din revista științifică de Lucrurilor. 100%. Nu 99%. Noi suntem cei care promovăm. Deja 3 regulamente, sau 2 regulamente, au fost schimbate de la CEP pentru creșterea calității. Deja o mulțime de reviste sunt în bază de date naționale. Asta este ce e. Când o instituție își asume responsabilitatea. Ori la ultimul interviu care l-am văzut eu al domnului Guzun cu diferiți parteneri, le urmăresc unii din cei care urmăresc cu atenție cine și ce spun, am văzut problema statului, am recunoscut încă o dată problema statului, că nu există oameni care își asume responsabilitatea de a gestiona aceste resurse uneori foarte bune. Ori Institutul nu a așteptat finanțări exterioare ca să genereze acest instrument bibliometric național și a asumat întreaga responsabilitate. Un mesaj către Ministerul Educației și Cercetării, care până în prezent nu avem un document oficial aprobat, adică, haideți, domnilor și doamnilor, să mișcăm doar inițiativa știință deschisă vine de jos în sus. Din păcate, în toate țările dezvoltate a mers de sus în jos. Este o plus valoare care o poate adăuga țări întregi. Chiar ieri am fost la o susținere de teză de doctorat transmisă online legată de oncologie. Și am aflat că există acel registru al cancerului. Trebuie, domnul viceprim-ministru, de promovat cât mai repede în guvern să fie aprobat, deoarece cei care, medicii, am fotografii în spitalul oncologic, cele mai mari rânduri sunt acolo. Ori exact cercetătorii, doctorii în știință, introduc date, iar ei nu au încă suficientă interfețe și întreb care este impedimentul. Spun că nu au probleme, ei au probleme de acceptare la nivel politic. Chiar mi-a spus direct că eu m-am saturat să schimb miniștrii numai în proiectul hotărârii de guvern. Aici ar fi o investiție inteligentă în tehnologie, informații, unde mai multe părți interesate s-ar conecta. Și cei din mediul educațional, și cei din mediul științific, și cei din mediul IT, doar ce ei vor avea aici, domeniul medicină nu este un domeniu foarte și foarte complex. Și vor apera și noi și noi servicii. Ori datele din cercetare, care sunt posibile în acest deschis, chiar cei din medicină, dacă sunt depersonalizate, ele pot aduce o plus valoare foarte și foarte mare, chiar mult mai mare decât datele administrative. Asta ar fi o rugăminte către alții decidenți. Ministerul Educației și Cercetării. Cred că în sfârșit au acceptat o persoană competentă în această funcție. Iar dacă ar exista o platformă de interoperabilitate atunci când o hotărâre de guvern este emisă și numită în funcție un secretar de stat, automat apare pe site-ul Ministerului. Eu până ziua de azi nu știu dacă domnul Cucereanu de ce răspunde. Este un element, am părea simplu la prima vedere, dar poate influența multe decizii. Vreau să menționez ceea ce a creat Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și ceea ce ne-a adus la astăzi, la această eveniment. De fapt, avem peste 162.000 de publicații în acest deschis, accesate zilnic de mai mulți oameni decât cercetători de urma întreagă avem în țară. Zilnic peste 2.000, aproape 3.000 de persoane vizitează acest resurs. Gratis în acest deschis. Avem peste 69-70 de milioane de accesări. Adică este o resursă foarte bine valorificată, fără bani suplimentari pentru companii de promovare. Transmisiunile noastre online pe canalul simplu de YouTube, care fără resurse suplimentare, iarăși peste 1300 de abonați noi avem care ne uităm, de fapt, eu mă mir câteodată cum la o susținere de teză doctorat se uită peste 100-200 de oameni. Înseamnă că totuși prezint interes. Cuiva îi aduce o plus valoare. Ceea ce nu avem, domnul viceprim-ministru, nu avem o înțelegere la nivel de promovare a datelor de cercetare, care pot aduce o plus valoare mult mai mare decât însăși publicații. Dar totodată avem o experiență foarte bună în comunități științifice. Există cercetători care de mult publică date de cercetare care pot fi verificate. Adică există această experiență. Dacă noi am
creat nu doar această imagine de interconectare a e-guvernării cu componente de comunități științifice, experiența în ceea ce ține de interoperabilitate, în elaborarea unor platforme la nivel de importanță, la nivel național, cu experiența care o au cercetători în diverse domenii, să știți că aduce o plusă, va fi acel cazător foarte și foarte nou. A menționat doamna vicepreședinte, membru corespondent, Sfântana Cojucaru, despre importanța și plus valoare care a adus-o știința deschisă în situația pandemică. Și opinia mea este că știința deschisă a făcut și a salvat milioane de vieți. Deschiderea datelor, interoperabilitatea sistemelor, și vorbim noi de cloud-ul, inclusiv european în cercetare, a salvat și salvează în prezent milioane de vieți. Doar s-au implicat toți actorii. Iar ceea ce a salvat și salvează în situația de război la frontieră este asigurarea unei interoperabilități la nivel guvernamental. Și aici Republica Moldova este lider și a asigurat foarte, foarte multe experiența împărtășită în diverse țări. Acum suntem la momentul când am putea să combinăm această experiență prin acea idee de realizare a platformei de e-cercetare în Republica Moldova, care vrem să vedem și noi ce ar fi, că în caz contrar, noi nu știm ce va fi cu instituția până la după anul nou, deoarece totul se schimbă, unica constantă este schimbarea, dar trebuie de făcut ceva și acest segment. Ne bucurăm foarte mult că este așa pe ultima etapă de elaborare a noii strategii pe segmentul digitalizării în Republica Moldova. Sperăm foarte mult că și segmentul de cercetare și educație va avea o prindă foarte și foarte bună. Aș vrea să închei cu un element și cu o mulțumire colegilor care s-au angajat în acest proiect, deoarece este momentul când eu am eschivat totalmente de responsabilitate și doi colegi au asumat responsabilitatea de a-și asuma conducerea unui proiect de cercetare. Sper că și pe viitor vor avea același curaj, dar prin ce o să vezi că e de alți angajați a unor instituții. Și eu sunt din domeniul ingineresc. 0.99 la puterea 365 de zile face 0.3 și 0.3. Cam o mare parte din cei din instituții cam așa lucrează. Angajați în Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale sunt cei care alocă mai mult de 1.3 și 0.1, care la puterea 365, deoarece ei nu își pare nimic, pare greu, dar lucrează 365 de ore, deoarece noi lucrăm 24-24 ca și un centru de date, publicați, se indexează practic timp real, fac 37.8. Doamna Țurcanu, dumneavoastră sunteți nu 1.3 și 0.1, dar dumneavoastră sunteți 10 la puterea 365, deoarece v-ați asumat. Chiar și ieri aveam semnalul că se schimbă sediile, că nu avem sediile unde se organizează evenimente. Dumneavoastră s-a ținut pet, fără ca el să dă vreo sume sau ce, v-ați trezat și vă mulțumesc foarte și foarte mult. Acum o să fac un fapt, să încercăm să să visăm. Închipuiți-vă că toți cercetătorii din Republica Moldova, care beneficiază de banii publici la buget, au un orcil. Ăsta este identificatorul unic personal, ca și IDNP pentru autori. Închipuiți-vă că toate publicațiile științifice finanțate din bani publici au DOI, identificator unic digital al unui document în format electronic, care poate fi aplicat și în guvernanță, deci impact poate avea. Știți ce ar însemna aceasta? Ăsta ar însemna conferința Știința Deschisă în Republica Moldova. Astfel încât ea deja a acceptat și este un lucru care nu costă practic bani. A solicitat ca toți autorii care se pun în această fotografie care iese și în format digital să aibă orice, a binevoit ca să aloce publicațiilor costă bănuți în comparație cu cheltuielile care se fac inclusiv în cercetare. Ca toate publicațiile să aibă DOI, identificatorul ăsta unic digital, și timp de practic și 12 ore au rulat PROSREF, organizația mondială care de fapt este una din cele mai
lucrătoare în organizații care indexa și asigură interoperabilitatea la nivel, spun, mondial a conținutului digital, timp de 24 de ore, automat, toate publicațiile au apărut pe profilul oricine al cercetătorului. Adică cei care nu ați bifat, aveți profilul oricine și ați bifat ca automat să fie asigurată interoperabilitatea, să știți să analizați. Conferința aceasta este, de fapt, un vis realizat. Și mulțumesc, doamne Surcan, care din primele, la primele cunoștințe care ne-am întâlnit la o ședință bibliotecară, a acceptat să fie partea colectivului nostru. Este regretabil când în universitate nu se mai pregătesc pe specialiști în biblioteconomie care ar putea să fie promotorii transformării digitale a Republicii Moldova. Trebuie un pic de reinginerie. Dar este regretabil. Noi vă mulțumim foarte mult că ați acceptat și eu sunt mai mult ca sigur cu echipe care sunt aici și ne privesc online ca tot atâtea persoane, noi vom reuși să aducem o plus valoare Republicii Moldova, deoarece acum simt momentul când apar și sunt puncte slabe, dar apar și mari și mari oportunități. Este important ca noi să fim sănătoși și să continuăm aceste discuții, deoarece au apărut diverse evenimente în domeniu. Cum mai este ICT Plus, se organizează multe evenimente la TechWheel, 100 regiuni și văd. Dar cei din știință, nu știu cum ei au fost parcă uitați, ei se întâlnesc, discută, ei discută mai mult între ei. Am încercat prin deschiderea noastră să diseminăm informații, dar nu a fost conștientizat. Să știți că țările Uniunii Europene alocă de la 3 și mai sus chiar procent din produsul intern brut pentru cercetare. Republica Moldova alocă, domnul Cireanu, 0,23. Să știți că dacă în cazul în care acum instrumente de monitorizare, cum să nu fie dilapidați banii, sunt foarte mult. Acum, dacă se aloca în cercetare și ar permite și sectorului asociativ și business-ului să beneficie de aceste resurse, vor putea fi realizate foarte și multe, produse inovative în Republica Moldova. Știu că mi-a luat prea mult, dar vreau să scriu mesajul ăsta, nu știu când va mai fi o altă ocazie și îndemn toți partenerii, văd că sunt și reprezentanți altor proiecte, nu știu de la proiectul ASEM, dacă este aici prezent cineva, eu fac și critici, dar este planificat elaborarea unei strategii privind politici naționale, privind știința deschisă. Noi avem nevoie de politici naționale privind datele deschise, nu doar științific, ci astăzi și luni vom discuta și aceste elemente la conferința noastră. Cred că aceste discuții vor putea foarte bine fi aplicate. Și transmit un mesaj, aș vrea foarte mult să ne întâlnim reprezentantul Centrului de Guvernare și a Institutului de Dezvoltare a Societății Mediterane, să putem poate găsim o colaborare. Vă mulțumesc foarte mult, știu că ați obținut de cuvintele, dar asta e stilul și Doamne ajută în doare. Vă mulțumesc, stimate domnului Procanu, dumneavoastră ați ținut o pledorie pentru știința deschisă, acces deschis, date deschise și transformare digitală. Și sperăm că visul dumneavoastră și al nostru se va realiza și noi vom fi martorii și actorii acestor transformări. Ați menționat despre platforma evenimente științifice care a fost elaborată în cadrul altui proiect gestionat de EDC și finanțat în cadrul acestei oferte de soluții. Și în acest context aș vrea să menționez că, într-adevăr, acum toamna se numără boboce pe privire la rezultatele cercetărilor științifice care sunt diseminate în cadrul acestor evenimente. Într-adevăr, sunt foarte multe evenimente. Poate au fost dintre cei care au vrut să vină la noi, dar sunt prezenți în altă parte. Cei care sunt în această sală poate și-au dorit să meargă la o altă conferință. Dar, datorită acestor transformări și digitizări, avem posibilitatea să fim prezenți la aceste evenimente online și vizualizând înregistrările evenimentelor care sunt plasate pe YouTube. Dar, revenind la subiectul științei deschise, aș vrea să menționez că exact în aceste zile, 27 și 28 octombrie,
în Ucraina se desfășoară prima conferință științifică internațională din Ucraina privind știința deschisă în Ucraina. Deci noi, ei sunt la primul eveniment cei drept internațional, noi suntem la cel de-al doilea eveniment național. Nu este expus că în viitor vom avea și noi forțe, posibilități să organizăm un eveniment de amploare internațională, posibil și în colaborare cu colegii din Ucraina, din România și din alte state europene, pentru că avem cu ce să ne mândrim, avem ce prezenta altor colegi și avem ce învăța de la ei. Vorbind despre ce să învățăm, a fost inclusiv și scopul acestui proiect să identificăm anumite succese, realizări ale partenerilor, colegilor noștri, în primul rând din țările Uniunii Europene, în așa fel ca să identificăm acele soluții, acele transformări pe segmentul de politici, implementări de servicii, creierii resurselor, ca aceste practici inovative, moderne, să le putem implementa și în Republica Moldova. În cadrul proiectului, noi am realizat mai multe studii analitice privind politicile, documentele, inițiativele instituțiilor europene, a organizațiilor internaționale, dar și pași întreprinși de către diferite instituții de cercetare din țările Uniunii Europene. Am menționat deja că la finalul proiectului noi vom face publice toate aceste analize ale noastre privind politicile științei deschise, privind analiza politicilor de acces deschis, politicile privind datele de cercetare, dar și rezultatele pe care noi le-am obținut în cadrul unui sondaj național privind atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova, privind aplicarea și promovarea practicilor științei deschise. Unele din aceste rezultate sunt publicate în această culegere, vor fi comunicate în cadrul sesiunilor care se vor desfășura în a doua parte a zilei astăzi și mâine, astfel că dumneavoastră veți avea posibilitatea să cunoașteți, dar și să putem discuta împreună cu privire la ceea ce a realizat Republica Moldova, instituțiile de cercetare din țara noastră, dar și cel mai important, ce trebuie să întreprindem în continuare, evident, în colaborare, pentru că fără colaborare această transformare pe segmentul științei deschise va fi imposibilă. Și dacă am menționat acele realizări și acele studii pe care noi le-am întreprins în cadrul proiectului, trebuie să menționez că echipa proiectului nu este foarte numeroasă, dar este diversă din punct de vedere a reprezentanților instituțiilor care au fost incluse în acest proiect. Pe lângă reprezentanții Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, în echipa proiectului, inclusiv și ca voluntari, sunt și reprezentanții Agenției Naționale pentru ANACEP-ului, mai iertați, reprezentanții ANACEP-ului, reprezentanții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, de la ASEM, USMF, fosta Universitate Agrară care a fost comasată și impusă în cadrul Universității Tehnice din Moldova, dar și reprezentanții Universității Tehnice din Moldova. Astfel că vedem prin acest proiect, dar cred că și prin alte proiecte, noi demonstrăm această colaborare și acel efort comun pe care noi trebuie să realizăm și în continuare.